Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni la zi de mare sărbătoare, când împrăznuim pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Aproape 1 milion de români poartă numele sau derivate din acesta. Ca o curiozitate, semnificația numelui Andrei vine din greacă, de la Andros, care înseamnă curaj, eroism, bărbăție, suflet puternic. Pentru vechii greci, Andros era esența masculinității, a puterii și totodată a înțelepciunii. Despre însemnătatea zilei de astăzi discutăm în cele ce urmează cu domnul Marian Maricaru, profesor teolog. Bun venit! Să rămână, bine v-am găsit! Și la mulți ani tuturor Andreilor, Anduților și așa mai departe, și Andreilor. Și anticipez și tuturor românilor, că mâine nu ne vom vedea. Nu ne vedem mâine, dar simțim românește. Da, asta sunt contează. Frumos legate sărbătorile. Că Sfântul Apostol Andrei a murit în anul 60, pe când Marea Unire a fost în 1918. Și uite că e o coincidență fericită cum se leagă sărbătoria celui care a ajuns să fie numit și Apostol al Românilor, când a fost a Românilor. Așa este, da. Și ocrotitorul. Mă rog, a Românilor. Apostol României, să-i spunem așa, și sărbătoarea națională a unificării și ridicării demnității românilor, nu? Avem un stat al nostru în care să fim întregiți și liberi. Așa este. Uite, pentru cei ce nu știu, dacă tot a venit vorba, de ce îi se spune Sfântului Apostol Andrei ocrotitorul României? Decizia a fost luată de-abia la sfârșitul mileniului 2. Deci în 1995 sărbătoarea a fost, Sfântul Sinod a hotărât ca sărbătoarea să fie trecută în calendar cu roșu, roșu să intre sărbătorile mari. În anul următor a fost adus capul Sfântului Apostol Andrei în România și a fost mare sărbătoare, o reîntoarcere, nu, apostolului în țara, în zona pe unde a trecut. Nu a ajuns și la Galați, știu că eu acolo m-am închinat la Galați, dintr-o zonă așa mai aproape de zona pe unde a trecut, dar în mod special la Iași, de Sfânta Parascheva. Iar după încă un an, în 1997, Sfântul Sinod a adoptat și această supra-denumire, pe lângă apostolul cel întâi chemat, o să discutăm și despre asta ce înseamnă, și de ocrotitor, de fapt, al României. Că e greu de spus să vorbim de apostolul al românilor, că românii ca etnogeneză încă nu apăruseră. E adevărat că noi suntem celebru, că ne-am încreștinat pe măsură ce ne-am format ca popor, și invers. Etnogeneza, deci, coincide cu creștinarea și creștinarea cu etnogeneza. Dar mai corect este să îl numim ocrotitor al României. Poți să declar pe cineva ocrotitor al unei țări și fără să fi trecut acolo. Din acest motiv, de exemplu, Scoția l-avea ocrotitor și steagul scoțian poartă crucea în formă de X pe care a fost răstignit apostol Andrei, și la unirea, nu, regatul marele regat al Marii Britanii, cele două steaguri, crucea Sfântului Gheorghe, care era folosită în sud, și crucea Sfântului Andrei folosită în nord, au fuzionat și de aceea avem cele două cruci suprapuse pe steagul Marii Britanii. Dar el a trecut și în zona de nord a Mării Negre, în zona Sciția Mare, și chiar viața lui pomenește că s-a dus în zona în care mai târziu avea să fie Kievul și chiar mai la nord, unde avea să fie Novgorodul, și a binecuvântat locurile acelea, și pe lângă faptul că a încreștinat acolo și s-au format prime comunități creștine pe la mijlocul secolului I, desigur, nu existau nici rușii și așa mai departe, popoare slave, dar el a văzut, spune viața lui, profetic, că acolo la un moment dat va fi popor creștin cu foarte multe biserici. A fost, deci după moartea lui Hristos, s-a tras la sorție, celebră informația de la istoricul Eusebiu al Cezarei, care trăiește pe la anul 400 și care scrie o istorie bisericească în care, iată, deja la, de fapt, la anul 400, secolul 4, 300 și ceva, a fost contemporan Constantin cel Mare, și care scrie, deci, o istorie la mai puțin de 300 de ani de la moartea apostolilor, o istorie a bisericii care începe, desigur, cu lucrarea apostolică a lor și fiecare unde s-a dus. Și menționează faptul că după moartea lui Hristos au tras la sorți fiecare unde va merge și apostolul Andrei a revenit
niște zone care sunt astăzi, să spunem mai simplu, în Turcia, partea europeană și partea asiatică a Turciei, deci în zona Bosforului, cu Tracia și înspre Grecia, mai încolo Macedonia, Tesalia și vedem că va coborâ la sfârșit și înspre zona Peloponezului, că acolo se află și cetatea Patra, unde se păstrează și capul lui până astăzi. Dar va merge și înspre zona Asiei Mici, până înspre partea cealaltă a Mării Negre, Georgia, și nord spre Crimea și, cum am spus, Sciția Maior, unde e Ucraina astăzi, și coborând prin Dobrogea, Sciția Minor, și revenind pe partea de nord a Bosforului și întemeind o comunitate și în cetatea Bizantion, cum se numea atunci, care mai târziu va deveni Constantinopolul și capitala, a doua capitală și la un moment dat unica, mai târziu, după căderea Romei, unica capitala Imperiului Roman. A hirotonit primul episcop de acolo și, de fapt, patriarhii de astăzi ecumenici se consideră, actual patriarh e considerat al 270-lea episcop al acelei cetăți, plecând cu Sfântul Apostol Andrei. Și patriarhia ecumenică l-a declarat și ea ocrotitor în mod firesc pe Sfântul Apostol Andrei. Adică Roma vorbește despre Petru, noi aici am răsărit vorbind despre Andrei, care e întâi chemat și este fratele mai mare. Chiar am căutat astăzi în mod special să văd. Andrei era mai mare, tot timpul am bănuit că Petru era mai mare. Andrei era mai mare cu 5 ani. El era necăsătorit, amândoi pescali. Alesese o viață, da, amândoi pescali, fiul lui Iona, amândoi pescari. Andrei alesese o viață mai contemplativă, să spunem, și îl vedem că este între ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și, de fapt, în primul capitol din Evanghelia, după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, zis Ioan Teologul, unde se începe foarte frumos cu la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, toate prin el s-au făcut și așa mai departe și nu, Dumnezeu care era lumina se întrupează, vine la oameni și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. După aceea se vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul și lucrarea sa și despre venirea lui Hristos, botezul lui Hristos, care de fapt zice, se botează după ce tot poporul se botezase, deci cumva Hristos vine la sfârșit. Și se face un transfer. Nu? Ioan Botezătorul spune, acesta este Mielul lui Dumnezeu, este mărturisirea aceea vocii din ceruri a Tatăl, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Iar Andrei și încă un personaj care nu este numit în Evanghelie, la îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul, îl urmează pe Hristos. Se duc după el și întreabă, de aceea îl numim cel întâi chemat între apostoli, îl întreabă unde locuiește, intră în vorbă așa cu el. Cum se spune, da, mai, la noi. Mai informal așa, dar nu am unde locuiește. Așa și Hristos le zice, veniți și vedeți. Asta e un îndemn. Parte, Hristos ne cheamă, veniți și vedeți. Unde, până la urmă, locuința lui Hristos, în primul rând, în afară de faptul că Dumnezeu este supratemporal, supraspațial, mai presus de formă și de orice constrângere, de cauzalitate sau de altceva, dar totuși Dumnezeu, în mod special, este prezent în biserici. Deci până astăzi veniți și vedeți la biserică, veniți și vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos, că este mai ales în perioada apostolului. Dar Ioan, Andrei, după ce îl însoțește la locuința în care, pentru că Hristos era din nord, din Galileea, din nordul țării, din Nazaret, e clar că nu avea neapărat o casă în zona pustiei de lângă Iordan, de lângă râul Iordan. Botezul se pare că a avut loc și așa se consideră că a fost mai la sud, în sudul râului Iordan, deci mai aproape de Marea Moartă. Pe când Marea Galilei, pe unde erau pescari, cei doi și încă alții dintre apostoli, era în nord, deci apele se adună în această mare a Galilei sau a Tiberiadei sau lacul Ghinizaret, are trei denumiri, din vreo patru râuri și se formează un singur râu, care e Iordanul, și care după aceea se varsă într-o mare numită Marea Moartă, care și ea nu se mai scurge niciunde. E deja o zonă deșertificată și chiar și așa se pierde nu știu cât din apa aceea, da, în fiecare an. Deci sunt niște previzionări așa este, destul de
negative. Așa este, dar ce însemna să propovăduiești creștinismul? Și asta mă face să mă gândesc și la caracterul Sfântului Andrei, poate pentru că avea, nu știu, niște caracteristici prin prisma meseriei, fiind pescar, era neînfricat, nu? Trebuia să fie curajos, să se lupte, nu? Dacă... Se sculau de cu noapte. Da. La muncă, nu doar la rugăciune. Să se lupte cu valurile. Trebuia să lupte cu valurile. Vă dați seama că și în zona aceea de climă mediteraneană totuși e frig și ploios iarna. Exact. De exemplu, cum este astăzi în București, cel puțin, așa va fi acolo în ianuarie, să spunem. Și, desigur, poate chiar mai frig. Deci erau niște oameni cu multă dârzenie. Și Petru e celebru pentru dârzenia lui și... Dacă toți se vor lăpăda, eu nu mă voi lepăda și mor cu tine, desigur, se sperie, omenește Hristos și spune că tu zici că vei muri pentru mine, te vei lepăda în noaptea aceasta. Dar erau, Hristos le zice, nu? Deci hai să termin povestea mai simplu așa. Deci după ce Hristos se botează și el, se cunosc, vorbesc, Andrei îl prezintă pe Petru, îl găsește pe fratele și zice, vino să vezi că l-am găsit pe Mesia. Atenție, Andrei e primul care îl numește pe Iisus Mesia, cel Hristos, trimis, sau da. Mesia, desigur, prelând mărturia lui Ioan Botezătorul. Dar noi vedem mai târziu că la un moment dat Hristos îi întreabă pe apostoli, cine credeți că sunt eu, după ce întreabă cine spune lumea că sunt eu și unii zic că ești Ilie sau al profet care a venit din nou și mai departe. Și Petru zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mesia, Hristosul și mai departe. Și Hristos îl laudă și spune, adevărat, zic ție, că nu carne și sânge a vestit ceea ce ai spus tu acum, ci de la Duhul Sfânt ai fost luminat. Dar vedeți că Andrei din start știe lucrurile astea. Andrei din start așa și cheamă pe ceilalți. Deci este și primul care aduce această mărturie și se tragă unii pe alții. În primul rând e o rețea, așa exact ca o plasă de pescari, o rețea de pescari pe care îi atrage Hristos. Vedem că după ce se întoarce în Nazaret, mai întâi în pustia Carantanei, ispitirile celebre, după care pleacă în Nazaretul natal, predică acolo, este invitat la sinagogă, citește acel text din Isaia în care spune că s-au împlinit aceste cuvinte profetice despre Mesia astăzi, se revoltă cei de acolo un pic. El spune, nimeni nu este primit bine în patria lui, că uite, și de exemplu din Vechiul Testament, de oameni, până și Ilie a tras la o străină, prorocul Ilie, așa, bine, văduva din Sarepta Sidonului și despre Neman Sirianul, și după aceea pleacă înspre lacul Genizaret, acolo predică în continuare și atunci se lipesc de el în mod special Andrei, Petru, le și spune, veniți că voi face pescar de oameni. Și este în viața Sfântului Apostol Andrei această informație că el umbla în multele lui drumuri cu un baston așa, în care pusese o cruce în capăt sus. Și textele liturgice ale acestei sărbători spun că Apostolul Andrei zice, cu acest baston ca și cu o undiță a pescuit popoarele. Da. Și zice, în loc de firul undiței, avea puterea, adică puterea afacerii de minuni. Sunt multe de spus, îmi vin foarte multe în cap. E o viață, deci s-a păstrat o viață a Sfântului Apostol Andrei, care mi se pare cel puțin la fel de bogată ca Sfântul Apostol Pavel, de exemplu. E păstrată în Noul Testament în Faptele Apostolilor, în mod special, pentru că Faptele Apostolilor sunt o continuare a Evangheliei după Luca, scrisă tot de Apostol Luca, care era ucenica lui Pavel. Și atunci avea foarte multe informații pe tema asta, dar Andrei la fel, se ducea, s-a mai întors la Ierusalim, l-a cunoscut pe Pavel după convertire, a participat la sinodul apostolic de la anul 50. Vedem că biserica este condusă de acest sinod apostolic în care are un rol special Iacob, cel tânăr, cred, după moartea lui Iacob cel bătrân, să nu greșesc ordinea lor, da, care cumva e conducătorul bisericii din Ierusalim. Dar ce minune a înfăptuit? Sunt izvoare? Sunt izvoare, în mod special chiar a înviat și morți. Puterea aceasta minunilor convingea pe oameni, dincolo de discursul care nu era neapărat cărturăresc, în sensul că erau niște pescari care cunoșteau scripturile Vechiului Testament, nu, aveau un centru vieții lor, oricum o viață
teologico-religioasele, erau oameni simpli, nu erau rabini ai vremii sau... Da, vorbeau pe limba oamenilor. Vorbeau pe limba oamenilor și pentru sufletul oamenilor și erau însoțite cu minuni. Deci, de exemplu, în Sinope, o cetate din Asia Mică, unde s-au întâmplat foarte multe. El însuși a fost bătut groaznic de cetățenii de acolo și au crezut că l-au omorât și a revenit imediat. Deci când l-au văzut a doua zi propovăduind din nou, au zis, doamne, nu se poate așa ceva, că tocmai l-am schilodit ieri, pur și simplu. Deci l-au bătut cu pietre, cu lemne, cu... Deci nu vreau să descriu chestii horror. Da, nu. Dar și asta era o minune, că vedeai pe unul acela că se vindeca imediat și pleca mai departe. Adică ai căzut, ridică-te, nu există, plecau mai departe și se luptau pentru credința lor. Nu întâmplător a avut un astfel de om dârz un impact și asupra dacilor, nu? Care erau cei mai drepți și mai vitei și mai nu știu ce. Dar cum își găsește sfârșitul? Și de ce a fost răstignit cu capul în jos? Pe celebra crucea Sfântului Andrei. El, dacă ajunge în zona Sciției Minor, desigur, merge în coloniile grecești de acolo, care existau încă din antichitate, de sute de ani, dar populația mare, majoră și mai spre vest, este, desigur, cea dacică. Însă coboară. Deci cam limitele lui sunt, scrie în viața lui, când a tras la sorți, limitele lui sunt Istru, fluviul Dunărea de astăzi. Desigur, de acolo a reverberat. Deci de asta nu putem spune propriu zis, că n-a fost în Ardeal sau... Da. Bine, da. Interesant, capul lui a ajuns, uite, vreau să zic asta și să nu uit o anticipez, a ajuns în Ardeal în 2011, dacă nu mă înșel, când a fost canonizat Sfântul Andrei Șaguna, un fel de apostol al Ardealului din secolul XIX, un ierarh. Dar revenind, el coboară spre Bosfor, coboară mai întâi spre nordul Greciei, mai apoi spre nordul Greciei și ajunge până înspre sud, deci zona de nord a Peloponezului, cum am spus, în Patras. Acolo face o serie întreagă de minuni. Deci, cred că o treime din viața lui descrie ce a făcut în Patras. Unde convertește și un exemplu de lucrare apostolică. Ce face? Vine acolo. La început îl vindecă pe un sclav sau îl vindecă pe un anumit... nu mai știu ceva de genul acesta. Da. După care vindecă un sclav. Sclavul vine la stăpână și îi spune, dar e un om extraordinar aici, care face, drege și uite cum a ajutat. După care și stăpâna este interesată și până la urmă ajunge să o vindece pe soția proconsulului din acea zonă, da? Care îi devine, într-un anumit context, îi devine dușman de fapt și e foarte deranjat de faptul că populația se îndepărtează de cultul politeist, imperial și așa mai departe și se închină la un Dumnezeu monoteist, care nu e Dumnezeul strămoșilor, care zei politeismul acesta cumva în sistemul imperial roman asigurau stabilitatea nu imperiului, pentru că însuși împăratul era semizeificat și este nu omul zeilor pe pământ, pe care se conduc toate și așa mai departe. Și atunci mesajul acesta monoteist, pe de-o parte, vestit de un evreu, pe de altă parte, deci nu de un greco-roman și așa mai departe, erau un fel de subminare a autorității, inclusiv imperiale. Creștinii refuzau să aducă jertfe numai zeilor, dar și statuii împăratului, care deja știm că există această tendință în secolul I de a fi zeificat, de a fi semizeificat. El moare în anul 60, în Patras, înainte de fratele său, care Petru va muri la Roma, în condiții similare pe timpul lui Nero. Deci ei nici măcar, deci mor înainte de căderea Ierusalimului, știți, și anii 69-70, marea răscoală iudaică împotriva stăpânirii romane. Da, mulțumim tare mult. E mult de spus, dar va fi răstignit cu capul în jos, înainte de fratele său, care va fi și el răstignit Petru cu capul în jos, dar pe o cruce în formă de X, de aceea a rămas vorba aceea. Crucea Sfântului Andrei. Da. Mulțumim tare mult pentru această frumoasă istorisire a vieții Sfântului Apostol Andrei și ne bucurăm tare mult că ați venit astăzi între prieteni. Ca de obicei, este o mare, mare plăcere să vă ascultăm de fiecare dată. Și la mulți ani încă o dată tuturor. Să rămână, mulțumesc frumos. La fel tuturor.
Păi și dacă tot vorbim despre Sfântul Apostol Andrei, mergem spre folclor și ne îndreptăm spre tradiții și spre obiceiuri care se țin astăzi. Am ținut și noi câteva tradiții. Să vedem Ana Maria Botezatu ce ne spune. Este în direct cu noi prin Skype, îndrăgita interpretă de muzică populară, care este și un etnolog priceput. Bun venit, Ana! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, de fapt, chiar și prin intermediul undelor, dacă aș putea spune așa. Să știi că se spune că Sfântul Andrei marchează începutul iernii, marchează începutul acelor sărbători care sunt atât de frumoase la noi românii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am început și eu cântările pentru că, na, asta este prima și prima mea dragoste, dragostea pentru cântecul popular. Și să știți că mă aflu la Slănic, Moldova, la prietenii mei de la Poiana Verde, de unde petrecem aici sărbătoarea asta de Sfântul Andrei. Vom petrece și mâine sărbătoarea națională a României și toate sărbătorile Crăciunul și Revelionul. Doamne, ce perioadă frumoasă! Să știi că, deși sunt departe de casă, deși n-am reușit să ajung la voi în studio, îmi face o deosebită plăcere să ne revedem și așa. Ești de acasă, Iana! În era asta digitală. Vă salut și vă urez tuturor celor ce purtați numele Sfântului Andrei la mulți ani, pentru că asta este cel mai important. Așa este, Ana. Draga mea, vreau să te întreb dacă ai pus grâu, pentru că noi am pus aseară, de exemplu. Să știi că am pus, v-am spus, chiar dacă nu sunt acasă, încerc să respect toate obiceiurile și toate tradițiile, mai ales că noaptea dinainte de Sfântul Andrei se întâmplă foarte multe lucruri. Este o noapte magică, o noapte mistică, o noapte în care se întâmplă mai multe rele decât bune, aș putea spune așa, iar noi români avem obligația să ne păzim, să ne protejăm. Dar aș începe cu începutul. Să știți că Sfântul Andrei, așa cum ați spus și dumneavoastră, unul dintre cei 12 apostoli, cel dintâi chemat, a fost un pescar la început, dar apoi Dumnezeu a venit și l-a chemat să fie apostolul lui Iisus Hristos, să fie un pescar de oameni. El s-a născut în Bethsaida, un oraș din Estul Galilei, și a murit în Patras. Așa, ca o picanterie, aș vrea să vă spun că în 2017 am susținut un concert în Patras, în orașul acesta minunat, de lângă canalul Corint, și am vizitat Catedrala Sfântului Andrei. Trebuie să spun că e impresionantă, nu? Este impresionant. Și uite, te ajută foarte mult cântecul popular să ajungi în locuri extraordinare, în locuri pline de spiritualitate. Așa este. Sfântul Andrei a fost un ucenic a Sfântului Ioan Botezătorul de prima dată, pentru că el a asistat la botezul lui Iisus Hristos. Și de acolo a fost așa puțin trimis de Sfântul Ioan Botezătorul să-l caute pe cel care se credea că este mielul lui Dumnezeu. De aici poate și această superstiție, această supranumire a Sfântului Andrei ca fiind ocrotitorul animalelor. Și ajungem la ce se întâmplă noaptea de Sfântul Andrei. În noaptea de Sfântul Andrei mai este poreclită în tradiția noastră românească ca fiind noaptea animalelor sau noaptea lupilor. Se știe foarte bine că dacii noștri străvechi aveau ca în semn capul de lup. Lupul era venerat, era foarte puternic, era un animal extraordinar de celebrat în tradiția noastră dacică și de atunci s-a păstrat și această sărbătoare a lupilor asociată cu noaptea Sfântului Andrei. Stați că am foarte multe notate pe aici și aș vrea să vă spun din toate. Se spunea că în noaptea de Sfântul Andrei, Sfântul Andrei le dă voie animalelor să vorbească. Și cine dintre oameni auzea animalele vorbind, suferea o mare nenorocire, chiar murea în anul următor. În noaptea de Sfântul Andrei, lupoaicele de obicei rămân gravide, încep să prindă sămânța puilor, urmând să le nască, să nască puii în noaptea de Sfântul Gheorghe. De asemenea, este noaptea în care strigoii și moroii ies din mormintele lor. Știm foarte bine, în tradiția populară românească, strigoii sunt acei copii care n-au apucat să fie botezați sau oameni care au murit și care, atunci când se întorc la sărbătorile importante să-și viziteze rudele, refuză să se mai întoarcă în lumea de dincolo, în lumea fără de dor. Și atunci iau acest chip al strigoiului. Strigoii fac foarte multe rele. Ei zgârie
fața celor cu care se luptă noaptea asta. Și este foarte bine ca noi să ne păzim de aceștia prin mai multe obiceiuri. Se ascund coasele, se ascunde tot ce este ascuțit, tot ce se folosea pentru tăiatul pâinii, se ascundeau cuțitele și, ce crede, se ascunde și pieptenele, pentru că pieptenele simbolizează ghearele animalelor. De obicei, în noaptea de Sfântul Andrei, femeile deja își terminau coafiura pentru ziua de Sfântul Andrei și nu se mai folosea de la miezul nopții pieptenele. Foarte vă spuneam interesant, că se ascund... știam asta cu pieptenele. Da, vă spuneam că se ascund coasele, se ascund foarte multe lucruri tăioase, iar ferestrele și ușile se protejează cu usturoi. Se fac cruciulițe din usturoi pe la toate casele. De asemenea, se așează cu fața în jos toate vasele și toate cănile pentru ca a nu lăsa nicio posibilitate ca strigoiul să intre. De multe ori se astupa și hornul casei. Atunci când se făcea căldură destul în casă, la un moment dat se acoperea și hornul casei, tocmai ca strigoi să nu aibă pe unde intra. Și dacă nu găseau și nu găseau loc să intre, ce crezi? Strigoii veneau la geam și strigau pe cei din casă. Ai mâncat usturoi? Dacă ieșeai afară și spuneai da, asta era foarte rău, te lua strigoiul și nu mai știa nimeni de tine. Și atunci este tradiția ca oamenii să nu vorbească atunci când mănâncă usturoi. Dacă nu le răspundea nimeni, strigoii plecau la alte case și prin alte locuri, nu găseau pe nimeni să îl apuce în ghearele lor. Să-l ademenească și atunci plecau în pădure. Dar sunt și ritualuri pentru fetele nemăritate să-și găsească ursitul? Sunt foarte multe ritualuri pentru fetele nemăritate. Să știi că și fetele nemăritate, dar și nevestele erau foarte curioase să vadă ce ursită vor avea fetele lor. Și atunci era mai mult așa o sărbătoare a femeii în general, pentru că toate contribuiau la prepararea acelor turte. Spune-mi cum se prepare exact acea turtă foarte, foarte sărată, pentru că am găsit tot felul de variante, dar tu trebuie să știi mai bine. Turta sărată folosită pentru aflarea ursitului în noaptea de Sfântul Andrei se face din trei măsuri. 3 guri de făină, 3 guri de sare și 3 guri de apă. De multe ori fetele aduceau în gură apă începută de la fântână. În ultimele perioade au înlocuit această gură de apă cu o coajă de nucă. Cât le încăpea într-o coajă de nucă era echivalentul unei guri de apă. Făceau o turtă foarte sărată, 3 guri de sare cu 3 guri de făină și 3 guri de apă, era foarte, foarte sărată. În unele locuri din Moldova se mănâncă toată turta, în unele locuri din Ardeal se mănâncă doar jumătate se pune sub pernă, dar peste tot este important de știut că fetele mâncau această turtă, se culcau după ce își făceau rugăciunea și atunci, în funcție de pe cine visau că le aduce apă în vis, atunci acela era ursitul lor. Să crede în Maramureș că dacă fata totuși nu visa pe nimeni, înseamnă că anul acela nu era anul ei al căsătoriei și urma să repete obiceiul și anul următor. Dar tu ai visat pe cineva, Ana? Ia spune. Să știi că nu am apucat să fac aceste obiceiuri. Așa. Ursitul a venit, uite așa, pur și la simplu. La mine ursitul a venit foarte repede, pe neprinsele de veste. După 3 luni de o relație scurtă, ne-am și stabilit nunta și atunci n-am mai fost timp de făcut alte lucruri. Dar vreau să vă mai povestesc că în această seară, în această zi, de Sfântul Andrei sau în noaptea de Sfântul Andrei, când se făceau petreceri minunate între fete, veneau și băieții cu lăutarii, multe fete puneau 9 blide, adică 9 castroane de lut cu fața în jos și sub fiecare așezau câte un lucru. Ba un pieptene, ba grâu, ba zahăr, ba sare, ba făină. Și fetele legate la ochi legeau de aici câte un castron, câte un blid. Și în funcție de ce găseau sub castron, așa își aflau și ele ursitul. Dacă găseau un pieptene, atunci soțul lor urma să fie unul urât și cu dinții lați. Dacă găseau grâu, atunci soțul lor va fi bogat. Dacă găseau zahăr, vor avea un soț dulce și dragostea le va fi foarte, foarte dulce. Tot așa, în toiul nopții, fetele legate la ochi mergeau și legau sfori roșii de pari din gardul casei. Se alegeau pari din spatele casei, de fapt, care să nu fie foarte, foarte bine cunoscuți. Și a doua zi dimineață se duceau și vedeau ce par au ales. Dacă alegeau un par subțire, atunci ursitul lor va fi un tânăr frumos, subțirel, foarte, foarte voinic. Dacă alegeau unul gros,
și scurt, atunci ursitul lor va fi un om bătrân, cocoșat, scofărjat. Dacă parul era cu coajă, adică nu era dezghiocat de coajă, atunci ursita va fi una bogată. Iar dacă erau fără coajă, pari fără coajă, erau cam sărăcuți. Da. Tot la să alte spui și de crenguțe, de crenguțele de vișin, nu? Se pun crenguțe în apă? Se pun crenguțe de măr. Se pun crenguțe de măr în această zi, în ziua de Sfântul Andrei. Se pun crenguțele de măr care se spune că dacă în casă este o atmosferă frumoasă, sunt spirite bune, totul este așa, într-o pace interioară, dacă am spune noi acum, mai în zilele noastre, dacă totul este zen în casă, și circulă energia aia benefică. Și circulă energia aceea bună, crenguțele de măr vor înflori. Și știm foarte bine, sunt foarte multe colinde care au această sintagmă de crenguță de măr. De fapt, sunt crenguțele de măr cu care noi creștinii îl vom întâmpina pe micuțul ce se va naște noaptea de 24-25. Deci ele trebuie să înflorească până atunci, da? Ele trebuie să înflorească până de Crăciun, da. Foarte interesant. Vă spuneam că... Să-mi spui dacă femeile au anumite interdicții, nu știu, să țeasă, să muncească, mai știu eu ce. Nu se mătură, nu se mai lucrează, din moment ce se ascund toate uneltele din casă, este de la sine înțeles că nu se mai lucrează. Că se odihnesc, vorba aia. Da, se odihnesc. Însă să știți că noaptea Sfântului Andrei am putea noi să o denumim Halloween-ul românesc. Și să știți că mai e o practică de asta așa mai negativă. Să știți că și gospodinele în noaptea de Sfântul Andrei au toate premisele necesare pentru a face vrăji, pentru a face farmece. Se considera că femeile haine atunci pot face și acele descântece de dragoste, dar pot face și vrăjile de destrămare a familiei, de stricare a caselor. Sunt foarte, foarte, foarte multe superstiții în noaptea de Sfântul Andrei, multe din ele și cu tentă negativă, dar și cu tentă pozitivă. Sunt foarte multe locuri în care fetele în noaptea de Sfântul Andrei pun într-o strachină 9 cești de apă, strachina este așezată la icoană și apoi dimineața se măsoară din nou apa din strachină. Dacă rămâne ceva în plus, atunci va fi un an bogat și un an rodnic plin de noroc pentru fata respectivă, dar și pentru casa în care stă. Dacă nu mai este apă și a noua ceașcă rămâne necompletată, de asemenea va fi un an foarte rău și foarte greu. Se mai fac tot felul de lucruri și știu că o prietenă de-a mea mi-a povestit, o prietenă din Gura Humorului, de la Mănăstirea Humorului, că a făcut împreună cu sora ei, atunci când erau micuțe, deci vorbim de vreo 30-40 de ani în urmă, un alt obicei de aflare a ursitului. Pe un brâu de lână au scris Tatăl nostru, au făcut metanii în forme de cruce, s-au încins cu acest brâu și atunci au așteptat ca să viseze pe cel care vine să le dea drumul brâului. Ei, ce crezi? Fetele noastre și-au visat ursitul și într-adevăr așa s-a întâmplat. Poate până la urmă este bine să credem și noi că toate aceste obiceiuri au apărut din câte un sâmbure de adevăr, așa vă spuneam eu. Așa este, draga Ana, să știi că da, știu și eu câteva exemple și chiar funcționează aceste ritualuri dacă sunt făcute bine. Știu că și fetele trebuie să țină post în ziua respectivă, să fie curate, ca să, știi tu, să aibă efect, ca să spun așa, ritualul vraja. Îți mulțumim, da. Îți mulțumim așa tare este. Mult. Multe din tradițiile de la sate, să știi că s-au preluat și la oraș și tocmai acesta cu pusul grâului pentru a vedea dacă anul viitor va fi rodnic. De asemenea, știu că și eu întotdeauna în casă la mine se puneau acele crenguțe de măr la înflorit și să știi că foarte mulți oameni, am văzut și prin București, au la geamurile casei acel grâu încolțit în această perioadă. Așa este, ne uităm să vedem dacă o să crească mare și frumos, ca să știm cum ne va fi anul bogat, sper. Îți mulțumim tare mult, draga noastră, mare pentru drag. Toate informațiile. Mi-a făcut tare mare, mare, mare plăcere să discutăm cu tine și dacă tot mâine este 1 decembrie și o să ne amintim și de românii noștri plecați din țară, propun să difuzăm o piesă din repertoriul Anei despre dorul și sentimentul acesta de a fi departe de țară. Floare albă mărăcine, când m-am dus în țări străine,
Mergem mai departe pe urmele Sfântului Apostol Andrei, pentru că vreau să povestim despre locurile pe unde a fost și pe unde a călcat și pe unde a creștinat românii, cu Dimitria Puchiu, specialist și formator în informație energetică. Bun venit, Dimitria! Bine te-am regăsit! De-abia aștept să povestim cu tine despre aceste locuri încărcate cu o energie aparte, se simte în momentul în care ajungi și le vizitezi și tu știi prea bine asta, pentru că ai fost de multe ori pe urmele Apostolului. Da, pentru că locul sfințește omul, dar și omul sfințește locul. Așa se explică energia deosebită și starea de bine pe care o resimt toți cei care trec pragul spațiilor sacre. Acolo unde au fost temple străvechi, biserici cu încărcătură energetică deosebită. Deci toți cei care trec prin acele spații aduc aportul său. Ei, iată, despre Sfântul Apostol Andrei aș putea spune că este un continuator al spiritualității românești autohtone, pentru că străbunii noștri aveau această cunoaștere a unui zeu suprem, ei aveau cultul zalmoxian și înțelegeau însemnătatea spiritualității în coordonarea maselor. Întotdeauna sistemele de credință, după cum bine știm, sunt susținătoare, să zic așa, și bune coordonatoare ale maselor. Prin urmare, întotdeauna un om a trebuit să aibă un crez, trebuia să aibă conștiința acelei divinități supreme. Sfântul Andrei, când a venit pe teritoriul țării noastre, într-un fel a găsit o populație care aveau deja un zeu, o credință într-un zeu unic, în acel Zalmoxe. Locurile prin care el a trecut, pornind de la malul mării, din zona Dobrogei, Sciția de altă dată,
reflectă faptul că acolo exista o spiritualitate bogată. Peștera Sfântului Andrei, arhitectura acestui spațiu, este specifică templelor precreștine. Dar aș face o dezvăluire în premieră în emisiunea ta, pentru că până acum am reușit doar față de participanții în călătoriile mele inițiatice să împărtășesc aceste informații altfel abordate. Pentru că mă bucur și îți mulțumesc. Ce este inedit și aș vrea să facem un exercițiu împreună și să călătorim virtual prin locurile sacre ale României. Dacă privim cum arată complexele rupestre, care acum noi le cunoaștem ca fiind creștine, dar ele erau precreștine și ulterior adaptate și adoptate de către Biserica creștină, observăm niște elemente unice, dar în același timp care vorbesc despre unitatea credinței. Când vorbim de complexele săpate în piatră, deci incinte, nu templele din exterior, ci cele care le mai găsim în piatră săpate, observăm că au acea turlă specifică, o deschidere către cer. Așa este, da. O zonă pe care noi o denumim drept altar, da? Da. Și pe care și străbunii noștri o foloseau, tot așa pentru a aduce ofrande. Iar ce este important, așezarea spre zona de răsărit a acestor altare. Sfinșii, da, de asemenea, privesc spre răsărit sau spre anumite direcții care indică zonele sacre. Este important să înțelegem că noi oamenii ducem mai departe o tradiție străveche și aș vrea să înceteze această frustrare a unora sau supărare, indignare când vorbim despre o spiritualitate străveche și să înțelegem că totul are o cursivitate în timp, totul este ciclic, apar curente religioase și dispar. Este firesc, dar n-avem de ce să blamăm sau să dăm uitării niște aspecte strămoșești care vorbesc despre autenticitate, despre rădăcinile noastre străvechi. Este ca și cum noi singuri ne-am tăia aceste rădăcini și am nega existența noastră pe aceste meleaguri. Prin urmare, atunci când a venit Sfântul Apostol Andrei, a fost adăpostit de către preoții daci în grota de la peștera Sfântului Andrei, l-a lăsat, dar ceea ce nu s-a spus mai departe și nu se prea vrea să se spună, este faptul că acea formațiune este specifică și altor complexe rupestre pe care le-am întâlnit în călătoriile mele inițiatice, precum Șinca Veche și Nămăieștiul. Aici încă s-au mai putut conserva și s-au mai păstrat cât de cât formele originale ale construcției. Spuneam că acea deschidere, turla, care a fost adoptată și în construcția și în arhitectura bisericilor actuale, are rolul de a centra și de a concentra acele energii. Uh-huh. Avem posibilitatea să înțelegem că, într-un fel, adoptăm noi sistemele noi, dar neputând elimina total cultura străveche. Este firesc, asta s-a întâmplat la toate popoarele. Așa o integrez, practic. O integrez, da. Dar bazându-te pe ceea ce există. Pentru că nu poți să vii cu ceva importat și să resetezi total. Chiar așa dacă este. Se dorește o resetare. Da? Așa este. Prin urmare, când vorbim de locurile prin care a trecut Sfântul Apostol Andrei, acolo la peștera Sfântului Andrei cunosc locul acesta și știu de zeci de ani, am văzut evoluția acelui spațiu. Întotdeauna este bine să păstrăm și să conservăm locurile așa cum sunt ele lăsate de la străbuni. Orice alte artificii, construcții aduse ulterior, este bine să nu sluțească sau să nu modifice structura inițială. Structura inițială. Da. Iar să-mi spui la Nămăiești aici. Aici la Nămăiești este, dacă observi, da? Se vede acest lanț care coboară candelabrul, este pe turla originală coborât. În exterior este adusă construcția care a îmbrăcat vechiul templu, da? Biserica actuală a fost amenajat și într-un fel adaptat, acolo, da? Da. Dar ce este specific acestui complex de la Nămăiești, cum se poate observa, forma om. Este un lucru iarăși inedit pe care eu îl precizez celor care îl văd. Dacă observați
cioplirea este exact ca un cap de om. Exact, o fată, așezat, cu ochi, da? Exact, dar este așezat ca și cum perpendicular, te privește, ca cum te privește de sus. Da. Dacă am vedea dincolo de catapeteasma care este adăugată, se vede că este exact ca și un trunchi. Uh-huh. Iar deschiderea este exact în zona creștetului. La șinca veche, de exemplu, avem aceeași formă, dar acolo omul este în a doua încăpere așezat în picioare pe verticală, iar lumina venită prin turlă trece tot prin creștetul capului. Oare ce-o fi foarte acel mesaj? Da, da? Foarte interesant. E, aici la Nămăiești, în schimb, avem o tradiție legată de trecerea Sfântului Apostol Andrei, pentru că la Nămăiești s-a descoperit o icoană a Maicii Domnului, foarte veche, care legenda vorbește de faptul că ea ar fi fost pictată de însuși Sfântul Apostol Luca, prezentând chiar chipul original al Maicii Domnului. Este o icoană care atrage foarte mulți pelerini, este o icoană făcătoare de minuni, dar ce vreau să specific legat de acest loc, denumirea Nămăieștiului este dată tot de trecerea Sfântului Apostol Andrei. El când a venit, auzind prin pelegrinările sale, deja intrase pe teritoriul Traciei, Daciei de altă dată, zonei getodace, a auzit de acei preoți care celebrau un zeu și a venit să-i cunoască, să le împărtășească noua învățătură, cea cristică. Și când a pătrit în incinta acestui templu de la Nămăiești, a făcut acea afirmație Nemo Est, de unde prin modificarea sunetelor a ajuns Nămăiești, locul, denumirea localității de astăzi, adică Nemo Est. Iarăși, când vorbim despre această arhitectură specifică, observăm acele scrijelituri, fac parte din fasonarea care se realiza construcțiile vechi. Toate complexele rupestre prin care am trecut, străvechi, vorbim de secolul întâi, cel înainte de Hristos, secolul 1, 2, chiar și mai vechi înainte de Hristos, au acea modalitate de prelucrare și de festonare a pietrei. Deci asta este încă o dovadă în plus că acest loc este străvechi, iar creștinismul l-a adoptat. L-a adoptat. Într-un fel este bine pentru că se menține o continuitate și o conservare a spiritualității, adică nu devin ruine. Nu ștergem cu buretele ce a fost total și construim noi peste. Exact. Să ne povestești despre un alt loc pe unde a mai fost Sfântul Apostol Andrei. Un alt loc este la Dervent. Așa, da, acolo legenda spune că Sfântul Apostol, într-un an foarte secetos, la Dervent a bătut cu toiagul său în pământ și de acolo a izvorât apă. Este vorba de izvorul Tămăduirii de la Dervent, un loc deosebit, care astăzi este frumos amenajat ca oamenii să se poată bucura de apa proaspătă de acolo în acel ținut secetos. Iar apa ca și element de informatizare, deci vedem, este și un element de susținere al a vieții. Nu? Da? Nu degeaba vorbim și este folosit în ritualurile religioase prin sfințirea apei, sfințirea apelor, da? Pentru că primește acel har cu anumită putere, da? Pentru că apa are această putere de a magazina, dar și a transmite mai departe acea informație. Iarăși avem un loc deosebit în zona tot munteană, în zona Cetățeni, acolo unde sus se află mănăstirea Negru Vodă, da? Unde avem tot așa complexe străvechi creștine. Iarăși locul respectiv a fost, aici este Sfinxul de la Cetățuia, care aici iarăși avem o pictură. Nu este o pictură, este scrijelit cavalerul Trac, spiritul zalmoxian, cel ce conduce în lumile de dincolo. Aici avem iarăși multe dovezi ale trecerii înaintașilor noștri. Chipul Sfinxului privește iarăși spre răsărit. Ulterior a fost modificat, ceea ce nu se dorește totuși. Ar fi bine să lăsăm complexele așa cum sunt, fără cruci, fără alte elemente de noutate, pentru că știrbesc din valoarea lor. Într-un fel avem Crucea Dorințelor, de aici cunoscută la Cetățuia,
Iarăși, locul acesta este legat de trecerea Sfântului Andrei, pentru că și aici se află o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, care se spune tot așa că are un har deosebit. Este un loc în care, spre bucuria mea, am observat că aici se vorbește și se păstrează într-un fel continuitatea. Avem Grota Moșului de la Cetățuia, de aici de sus, unde se spune că ar fi trecut chiar și Sfântul Apostol cu harul său. Deci sunt multe locuri în țară care vorbesc despre această trecere de la o religie la cealaltă. Oricum și ceea ce trăim noi astăzi, peste câteva sute de ani sau milenii, va fi reformat. Este vorba de niște resetări prin care omenirea trece, inclusiv în sistemele de credință. Da, de corbii de piatră ce ne spui? Corbii de piatră, trecerea Sfântului Apostol acolo este un triunghi inițiatic. Cetățuia, Nămăiești, Corbii de Piatră este un triunghi inițiatic, tot pe urmele vechilor temple, unde avem aici urmele de uriaș. Cu siguranță Sfântul Apostol Andrei a trecut și prin această zonă, mergând în sus, spre nordul țării, îndreptându-se spre Rusia. Avem iarăși niște artefacte foarte vechi care ar fi bine să fie foarte bine puse în valoare. Iar complexul rupestru a adăpostit cândva, aici este ceva inedit, tot așa multiple altare. Modelul străbunilor care ulterior a fost adaptat, transformându-se într-un singur altar, adăugându-se ca tapeteazmă. Este bine să rememorăm și să reamintim oamenilor. Pentru că nu trebuie să intrăm într-o zonă de conflict, considerând că ceea ce a fost înainte nu mai este bun sau este greșit, ci să înțelegem că aceștia suntem noi și străbunii noștri trăiesc prin noi. Da, cumva să-ți accepti și să-ți integrezi trecutul. Exact. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Da, vreau să te mai întreb așa, o scurtă întrebare. Cum te-ai simțit vizitând aceste locuri minunate? Apropo de energie, apropo de acea atmosferă specială, eu îți spun pentru că am fost și eu de foarte multe ori la Peștera Sfântului Andrei și, într-adevăr, e ceva acolo, în aer. Eu mereu mă racordez la energia și încerc să scanez informațional acele spații, la amprenta lăsată de înaintași. Întotdeauna vin cu informații noi, îmbogățită din punctul ăsta de vedere al cunoașterii, dar ca din punct de vedere al stării mele, a sufletului meu, întotdeauna încărcată benefic. Totdeauna vorbim despre străbuni. Nu întâmplător, Revelionul îl realizez tot într-o vatra străbunilor la Sarmisegetusa Regia, cei care mai vor se mai pot înscrie pe ultima 100 de metri, dar acolo există acea tradiție a călușarilor care vorbesc tot de spiritualitate, vorbesc tot de vindecări, tot de acea magie, să spunem așa, dincolo de credințele noastre. Avem posibilitatea să descoperim locurile inițiatice speciale atunci când avem mintea și sufletul deschis. Îți mulțumim tare mult, Dimitrie, o plăcere de fiecare dată să vorbim cu tine. Și important este ca fiecare să-și aducă aminte ce este și cine este și astfel această lume este schimbată. Cu asta plecăm din această discuție, cu această concluzie. Îți mulțumim tare mult, Dimitrie. Îți mulțumesc. Dragilor, a venit momentul să dăm legătura în studioul știrilor Metropola TV, acolo unde ne așteaptă colega noastră, Iulia Bălușă. Bun venit, Iulia! Bună ziua, Dana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! În câteva zeci de minute ajung în țară românii blocați în Africa de Sud, unde va ateriza aeronava, vă spun, la jurnalul orei 15. Iar vă mai spun că iarna asta a grăbit să-și arate colții în Europa. În nordul Spaniei a nins abundent, iar cel puțin 14 localități și autostrăzi au fost blocate de nămeți. În ce alte țări a mai nins, aflați imediat. Iar la final vă spun că vin măsuri drastice pentru cei nevaccinați. Austriecii care nu vor să se vaccineze împotriva COVID-19 ar putea fi sancționați sau ar putea ajunge chiar după gratii. Dar mai multe detalii aflați la jurnalul orei 15. Îți mulțumim mult, dragă Iulia, o să fim cu ochii pe tine, ați auzit-o pe Iulia, vă așteaptă la jurnalul Metropola TV la ora 15. Noi luăm o pauză și revenim aici între prieteni la ora 15:30 cu doamna muzicii populare, Saveta Bogdan.